La sediul Episcopiei Basarabiei de Sud din Cahul s-a desfășurat astăzi ședința de lucru a permanenței Consiliului Eparhial. Lucrările au fost prezidate de Preasfințitul Părinte Episcop Veniamin. Printre hotărârile luate se numără organizarea unor tabere pastorale de vară pentru copiii din parohiile eparhiei, achiziționarea de rechizite pentru copiii din familiile aflate în dificultate și restabilirea unor monumente funerare din cimitirul municipal din Cahul ale marilor filantropi și preoți care au activat în cuprinsul Episcopiei Basarabiei de Sud, fosta episcopie a cetății Albe Ismail. La finalul ședinței, Preasfințitul Părinte Veniamin a săvârșit un parastas pentru preoții români din Basarabia trecuți la Domnul.